seara. În direct talk show, bună seara. Revenit în grila televiziunii naționale după o perioadă de vacanță, după sărbătorile de iarnă. Haideți să începem în această seară să facem bilanțul politic al săptămânii, unul de altfel fierbinte în Republica Moldova, cu domnul Fadei Nagacevski, ministrul justiției în exercițiu, reprezentat PSRM. În demisie. În demisie. O să ne lămurim ce înseamnă în exercițiu și ce înseamnă în demisie. Dar nu și el, nu știu. Domnul Vladimir Bolea, deputat PAS, bună seara. Bună seara. Domnul Alexandru Sluser, deputat Platforma DA, bună seara. Bună seara. Și domnul Vladimir Cebotar, deputat grupul parlamentar Pro Moldova, bună seara. Bună seara. Tradițional, un minut de început, de la stânga la dreapta, vă rog să răspundeți la întrebarea dacă formațiunea pe care o reprezentați în această seară este pentru alegeri anticipate. Vă rog să răspundeți cu da și nu. Și un minut să argumentați de ce da, dacă da, de ce nu, dacă nu. Vă rog. Eu astăzi seară reprezint în principiu guvernul în demisie, dar dacă este să ne referim la poziția Partidului Socialiștilor, Partidul Socialiștilor a declarat sus și tare că este nevoie de alegeri anticipate, dar acestea să fie provocate în strictă conformitate cu Constituția Republicii Moldova. Vă mulțumesc. Dumneavoastră, totuși, în această seară, reprezentanți Partidul Socialiștilor, noi am dat telefon la stafful dumneavoastră și am cerut să delegheze un reprezentant al partidului. Sunt un ministru care a fost susținut de către Partidul Socialiștilor. Dacă considerați că trebuie să mă prezentați în formula asta, nu am nicio obiecție. Mulțumesc. Domnule Bolea, da, nu și de ce? Formațiunea PAS cu siguranță va susține alegerile anticipate și demisia actualului Parlamentului Republicii Moldova, provocarea anticipatelor, conform tuturor rigorilor constituționale din Republica Moldova, neîncălcând nici măcar până la virgulele din Constituție. Cu siguranță este necesară din simplu motiv că la etapa actuală vorbim despre un parlament total nelucrativ din păcate, și ultimele discuții care au avut fracțiunile la întâlnirea cu președintele Republicii Moldova s-a demonstrat că nu există o majoritate care ar putea prelua controlul asupra parlamentului, să formeze o majoritate parlamentară, în rezultatul căruia s-ar putea forma o majoritate. Numim un prim-ministru și să înceapă să se lucreze la nivel de guvern cu o majoritate susținută, largă, să fie o majoritate lucrativă. Domnule Suser. Of, am obosit să răspund la această întrebare. Noi reiterăm încă o dată poziția noastră fermă că suntem pentru alegerile anticipate. Nu din cauza că acest parlament nu are majoritatea. De iure nu are, de fapt este majoritatea Șordon, PSRM Șor. Problema că acest parlament deja s-a discreditat. El nu este reprezentativ. Traseismul a ajuns la culmea. Și este necesar cât mai repede să fie organizate alegerile anticipate și desigur că important totodată să fie respectată și litera și spiritul Constituției și toate procesele să meargă în conformitate cu articolul 85 din Constituție. Mulțumesc, domnule Cebotari. Formațiunea noastră de tot timpul a optat pentru curățarea clasei politice. Acest rezultat poate fi atins și prin alegerile anticipate. Numai că nu în formula și nu pe calea care astăzi se propune să petrece acest lucru. Pentru că așa cum noi vedem că stau proiecțiile, rezultatul de curățire nu va fi atins. Și atunci nu vedem sensul. Pentru că până la alegeri anticipate și până la momentul în care țara va fi guvernată de către un alt guvern numit de un nou parlament, țara nu poate fi lăsată fără o administrare eficientă. Și haideți să începem dezbaterele. Cum vedeți dumneavoastră deblocarea, dacă este un blocaj în viața politică din Republica Moldova? Dacă vă adresați la mine, noi vedem... Formațiunea simplu. Dumneavoastră. Dacă vă adresați în sensul la formațiunea noastră, noi vedem puțin calea construită diferit. Considerăm că trebuie să numim un guvern cu exercițiu, în exercițiu de plin, poate pe o perioadă determinată și cu un mandat limitat, cu misiuni foarte clare trasate și care, odată atinse aceste rezultate, urmează fie să plece în demisie sau să găsim alte instrumente de declanșare a alegerilor anticipate. Chiar astăzi și ieri am fost martorii în care ambasadorul României în Republica Moldova a declarat că dacă până în luna aprilie acestui an guvernul nu aprobă și nu semnează un protocol, acord adițional numărul 6 la acordul existent cu România,
60 de milioane de euro, care sunt fonduri nerambursabile, vor fi pierdute de Republica Moldova. Astfel de sume sunt mult mai multe și în raport cu atât instituții financiare internaționale, cât și alți parteneri de dezvoltare. Acest guvern, din care face parte domnul Nagaceschi, nu poate semna acest... Acest guvern nu poate, nu are o astfel de competență, nu își poate asuma angajamente internaționale de oricare natură. Din acest motiv înseamnă că dacă noi nu numim un guvern în deplin exercițiu, suntem lipsiți de substanțiale fonduri financiare extrem de necesare, atât pentru combaterea efectelor acestei pandemii, cât și a crizei economice în care noi ne-am pomenit. Și mai mult ca atât, ne vom pomeni în situația în care în acest an țara va rămâne fără o guvernare eficientă. Pentru că, așa cum noi așteptăm următorul parlament să fie compus de către Partidul Socialiștilor, așa arată proiecțiile măsurărilor sociologice, Partidul Șor, Renato Usatăi, PAS, poate vor intra și alte partide, dar partidele de dreapta vor fi în minoritate, așa cum arată astăzi tabloul măsurărilor sociale. Înseamnă că iarăși situația va fi exact aceeași. Exact aceeași transfugi vor fi în Parlament. Ascultând pesimismul dumneavoastră din această seară, înțeleg că n-ar trebui să mai facem niciodată alegeri. Nu este adevărat. Eu zic că întâi trebuie să numim un guvern responsabil pentru tot ce se petrece în executiv și în țară, să întreprindem măsurile care sunt necesare ca țara să fie administrată eficient, după care politicienii pot să se ocupe de treburile lor politice și să declanșeze alegerile parlamentare anticipate. Vă invit să spargeți monologul domnului. Fără alegeri anticipate, eu vreau să spun că votarea unui guvern va fi aprofundarea crizii politice și economice din Republica Moldova. Pentru că acest guvern va fi un guvern minoritar. Neavând o majoritate formată, constituită în Parlamentul Republicii Moldova, noi cunoaștem toți, am lucrat în Parlament deja de 2 ani de zile. Și cunoaștem importanța acestei majorități care susține proiectele. Pentru că din tot ce am votat noi în 2 ani de zile, mulți stimați colegi, marea majoritate a proiectelor au venit de la guvern. Că practic în asta și constă sensul conlucrării și colaborării între Parlament și între guvern. Și dacă nu va exista o majoritate care îi va permite acestui guvern să funcționeze perfect și să aibă măcar un minim de 51 de deputați prezenți în sală, păi noi vorbim despre nimic, domnul Cebotaș. Da, sunteți de acord cu mine. Pentru că dacă guvernul înaintează diferite proiecte și în sală nu sunt 51 de deputați, el nu poate face nimic. Și atunci noi pur și simplu antagonizăm încă câteva luni de zile situația de facto. Atunci eu consider că la prima ședință, când doamna președinte, îi urmează să decidă dumneavoastră, că este o altă instituție a statului, va decide totuși să înainteze candidatura președintelui și va ajunge în Parlamentul Republicii Moldova, dacă noi atât de tare ne facem griji pentru prezentul și viitor Republicii Moldova, inclusiv pentru cele 60 de milioane și pentru multe alte lucruri, eu consider că noi foarte rapid trebuie să nu votăm de două ori acel guvern, să declanșăm alegerile anticipate, să numim noi Parlamentul data la care va fi aceste alegeri și poate până la sfârșitul lunii mai să avem deja un nou guvern, un nou Parlament funcțional care va corespunde. Știți cum? Noi nu putem spune acum că dacă vor trece numai partidele de stânga. Alegerea înseamnă voința poporului, mulți alți colegi. Și dacă poporul Republicii Moldova va decide că următorul parlament trebuie să aibă o majoritate partidele de stânga, înseamnă că noi cei de dreapta costăm cât ploaia de anul trecut, care nu a fost, și cu asta s-a terminat valoarea noastră. Dar asta nu înseamnă că noi nu trebuie să facem alegeri, anume din predicția aceasta că următorul parlament nu vor fi partid de dreapta. Vă rog. Poziția platformei, da, este una tranșantă și nu s-a schimbat din ziua consultărilor care noi am avut cu doamna președinte pe data de 27 decembrie. E nevoie de alegerile anticipate. Noi nu suntem încântați de faptul că aceste alegeri vor fi organizate de guvernul cu Pavel Voicu, ministrul afacerilor interne, și cu o grămadă de reprezentanță lui Dodon în teritoriu și care se ocupă și cu schemele în cadrul întreprinderilor de stat și altor entități. Noi nu suntem încântați de situația cu lipsa ajutorului extern. Și este evident că anul curent noi riscăm să pierdem tot ajutorul extern, jumătate dintre care este preconizat pentru acoperirea deficitului bugetar. Mă refer aici la FMI, Banca Mondială, Uniunea Europeană. Nu s-a rezolvat problema pentru fermieri. Sunt multe alte lucruri stringente care e nevoie timp de o lună, maximum două, de rezolvat. Noi atunci, când am discutat cu doamna Sandu, am
scos OIV-ul toate aceste riscurile și am avut discuție constructivă, doamna a căzut de acord că există asemenea riscuri și noi atunci am specificat. Dacă doamna, adică platforma DA nu participă, nu vede nicio coaliție în actualul parlament în care noi putem să participăm, 51 de voturi, matematică, noi nu ne vedem. Noi nu înaintăm candidatură de prim-ministru. Dacă doamna consideră că pentru o lună jumătate e nevoie de un guvern anticriză pentru rezolvarea unor măsuri stringente și guvernul să rămână, nu să dezerteze, dar să avem un guvern normal care să organizeze alegerile anticipate, noi suntem gata să examinăm asemenea variante. Dacă nu, foc la ghete mai repede, de două ori candidatura, 45 de zile și mergem cât mai repede la alegeri anticipate, întrucât haosul devine tot mai cuprinzător. Noi vedem că se fură la întreprinderi de stat, noi vedem că se falimentează calea ferată, noi vedem că monopoliștii fac și vor cu prețurile la combustibil și eu sincer nu înțeleg, iată, dacă mă întrebați dacă au trecut o lună de la 23 decembrie, iată azi o lună de când a demisionat guvernul, eu nu cred că noi măcar cu un milimetru ne-am apropiat de alegerile anticipate și nu găsesc răspunsul la această întrebare. De ce? De ce? Cine are interes ca această confuzie să rămână, să dăinuiască? Vă rog, domnule Nagăcescu. Deci, după alegerile prezidențiale, sunt convins că intenția politehnologilor era de a crea o criză controlabilă. Însă noi constatăm că lucrurile degradează și criza se acutizează și devine incontrolabilă, atât politică cât socială și economică. Nu mă voi repeta cu privire la argumentele expuse de către antivorbitorii mei. De altfel, ceea ce a spus și domnul Cibutari, dumnealui s-a referit doar la acordul cu România. Noi avem un acord blocat cu Fondul Monetar Internațional, noi avem un acord încheiat cu Uniunea Europeană, acordul așa zis omnibus, unde noi deja suntem în întârziere pentru executarea condiționale. Dar nu înțelnează cine l-a blocat. În Parlamentul Republicii Moldova. Nu, guvernul l-a blocat. Care acord? Cu Fondul Monetar Internațional? Viceguvernatorii erau în competența Parlamentului Republicii Moldova. Cu Banca Națională cine o întors legea, președinte? Guvernul Republicii Moldova. Pe bandă Rolanda când au fost aprobate legile pe 16 decembrie, voi nici căr, nici măr n-ați spus. Domnul Slusar, proiectele de lege s-au aflat pe platforma Parlamentului, inclusiv proiectul de lege de modificare a legii cu privire la Banca Națională. Care a fost întoarsă de... Reiterez, guvernul Republicii Moldova și-a executat cu bună credință obligațiile asumate în raport cu Fondul Monetar Internațional. Nu faceți protest în Parlament, dar executați-vă cu bună credință obligațiile dumneavoastră constituționale. Nu v-ați exprimat pe marginea mai multor proiecte care au blocat. Domnul Slusar, trecem la formula de trolling? Nu, haideți, eu tac. Eu putem să discutăm și să lăsăm pe domnul Nagăcevski să se spună și să vezi dreptul la replică. Cine a făcut deci, reiterez, pe platforma guvernamentală au fost executate toate obligațiile cu bună credință. Viceguvernatorii nu au fost selectați, ulterior a apărut și proiectul Banca Națională, care de altfel se află la reexaminare în Parlament. Nu aveți decât să vă întruniți, soluționați problema. Și 6 proiecte fără avizii guvernului care au fost aprobate de Parlament. De ce n-ați intervenit atunci? De ce n-ați intervenit? Domnule Slusar, dumneavoastră, cunoașteți despre principiul separației puterilor în stat și care este esența unui parlament în țară? Sigur că nu suntem la miting. Păi dumneavoastră vă promovați ca un reprezentant al protestatarilor. Noi facem protest acum, ori discutăm civilizat. Asta este întrebarea. Eu până când nu am intervenit... Domnule Slusar, eu nu am intervenit în discursul dumneavoastră. Îmi permiteți să mă expun. Haideți să încercăm ca lumea care ne privește în această seară să înțeleagă ce să înțeleagă poziția formațiunii pe care o reprezentați. Ideea este foarte simplă. S-a încercat să se provoca o criză care să fie controlată pentru a provoca alegerile anticipate. Cine a încercat să provoace această criză? Politehnologii responsabili, după alegerile prezidențiale, politehnologii, echipii de dreapta care își doreau cel mai mult alegerile anticipate. Deci politehnologii domnului Bolea și domnului Slusar, înțeleg, da? Instituții Partidul Acțiunii și Solidaritate. Este o opinie, un punct de vedere pe care eu mi-l expun. Este punct de vedere personal sau al formațiunii? Este opinia mea, eu acum vorbesc în calitate de ministru din domeniul, din guvernul în demisie, care urmărește cu multă atenție ce se întâmplă pe arena politică, deoarece mă vizează inclusiv și pe mine, dar am fost delegat, cum ați spus dumneavoastră, inclusiv de către partid. În continuare, există două soluții. Soluția înțeleaptă și soluția
populară. Deci soluția înțeleaptă este cea care o spune cu tot respectul, numi prieten domnul Vladimir Cevotar, de aici undeva am să fiu de acord și cu domnul Sluță și cu domnul Vladimir Cevotar că este nevoie aparent... Dar cu domnul Igor Dodon vreți să fiți de acord sau nu? Aparent este nevoie din înțelepciune politică de să identifice un consens pentru a debloca situația din țară după care să se ajungă la alegeri anticipate. Dacă se constată că nu este posibil să găsească consens în Parlamentul Republicii Moldova, atunci nu este o altă soluții decât să se ajungă la alegeri parlamentare. Astăzi, liderul PSRM, Igor Dodon, a declarat că pentru PSRM, scenariul prioritar, citez, este nevotarea candidatului și declanșarea anticipatelor. Da. Putem crede în sinceritatea dumneavoastră politică? Deci asta reiese din, inclusiv din comportamentul fracțiunilor parlamentare din Parlament. Partidul Socialiștilor de asemenea analizează ce se întâmplă pe arena politică. Noi nu înțelegem ce se întâmplă pe arena politică. Toți fac declarații diverse. Platforma Demnitate și Adevăr. Pe de o parte spunem, băi, ne trebuie alegeri anticipate. Dar situația degradează. Ce facem? Noi mergem direct în alegeri anticipate sau totuși facem un pas înapoi? Investim un guvern cu competență de plină să deblocheze situația din țară, după care ajungem la alegeri parlamentare anticipate. Și formula care o spune domnul Igor Dodon este evidentă. Conform prevederilor Constituției Republicii Moldova, președintele țării are obligația constituțională de a desemna candidatul. Ați vorbit de pasul înapoi, haideți să-mi pasă înainte. Pasul da, președintele își va îndeplini obligațiile, sigur, domnul Năgaceschi. Deci, în ceea ce privește politehnologiile celor 15 deputați, sunt niște fabulații complete absolut. Pentru că noi avem un președinte și avem 15 deputați, avem colegii noștri care sunt un cu 11, noi avem 26. Să vorbim despre politehnologii și faptul că 26, sau hai să vorbim despre mine, despre colegii mei, 15 deputați au creat atmosfera de nu știu care haos în Republica Moldova, este cel puțin total exagerat. Pentru că noi cunoaștem că în Republica Moldova, în Parlament, la etapa actuală, există o majoritate neformală din 37 și din cât sunt ei acolo. Da, eu adem și da, fluctuează. Da, sunt în jur de 54 de deputați plus, care au votat 50 plus. Da, 50 plus, exact. Nici nu contează numărul lor. 14, și mai mult ca atât vorbim despre un guvern. Plus, 14, și atunci eu vă dau perfect dreptate că l-am spus că se urmărea crearea unei atmosfere de haos politic, economic, de orice, anume prin plecarea celor 4 deputați. Eu am citit și atunci postările noastre că fiecare ministru are drept să plece, cu toate că există și noțiunea aceasta de moralitate, rămâi în funcție până vine un ministru nou, văd că s-au numit interimar, nu e nicio problemă nici în asta. Deci, ca telespectatori să înțeleagă, nici pasul, și eu sunt sigur, nici DAO nu a avut nici măcar în cea mai mică idee să facă haos în Republica Moldova. Și dacă toate partidele și fracțiunile parlamentare cu adevărat își au dorința de a provoca aceste alegeri anticipate, a mai rămas atâtica. Se începe ședințele parlamentare, se începe sesiunea în februarie și se va vedea pe față tot. Domnul deputat, doar o simplă întrebare către dumneavoastră. Cunoașteți foarte bine că domnul Chicu a anunțat public că a existat o discuție între președintele Maia Sandu și domnul Chicu cu privire la formula de provocare a alegerilor anticipate, unde domnul Chicu și-a expus opinia că ar fi bine să existe o înțelegere între Parlament, Guvern și Președinție, Parlamentul să intervină cu faza asta de blocare a procedurii legislative pentru 3 luni de zile, iar Guvernul să rămână cu competenții depline pentru a putea promova agenda noastră, obligațiile noastre internaționale, fiindcă un Guvern cu competență de plini poate să-și asume răspunderea conform prevederilor articolul 106 și 106 prim din Constituție, inclusiv deblocarea asistenței externe. Spre regret s-a dorit ca, uite-te, Parlamentul este nefuncțional, cum spuneți, Guvernul, pe de altă parte, s-a insistat să-și dea demisia, Guvernul și-a dat demisia, s-a provocat situația asta de criză politică și astăzi tot Guvernul este vinovat, tot Partidul Socialiștilor este vinovat, dar nimeni nu observă insistențele doamnei președinte. În cazul respectiv, dumneiei, fiind mediatorul puterilor în stat, trebuie să vină și să ne explici ce facem mai departe, de ce de o lună de zile nu-și asumă răspunderea, nu își execută obligația constituțională după consultările cu fracțiunile parlamentare să desemneze candidatul ca să tăiem odată nodul ăsta gordian cu privire la anticipate ori să investești în alt guvern. Eu cred că urmează acest lucru, dar noi trebuie să fim de acord că în societate, mai ales în mediul juridic, aplanau o mulțime de teorii și de modalități de dizolvare a Parlamentului Republicii Moldova în afara celor două. Fiți de acord? Prin toate sesizările care s-au făcut la Curtea Constituțională s-au pus puncte la tot ce putea fi
falsificat, nejustificat, discutat, aberat, povestit în societate despre modalități. Acum este clar că sunt numai două posibilități de a dizolva acest Parlament și de a provoca alegerile anticipate. Și eu cred că săptămâna care urmează vor urma pași concreți din partea președinției. Din sincer, eu în calitate de ministru, toate că eu nu pot vorbi din numele președinției. Eu responsabil de domeniul ăsta al drepturilor omului, eu doar vreau un singur lucru. Ca politicienii responsabili, maturi, să-și asume răspunderea pentru asigurarea păcii și securității în Republica Moldova, inclusiv stabilității economice. Și iată aici, eu insist, chem Parlamentul Republicii Moldova, puterea legitimă și ca președinte al țării să se așeze, să găsească o soluție adecvată pentru toți, pentru ca să deblocheze situația. Noi nu suntem în situații de război fizic, dar suntem într-o situație de război politic, ceea ce este inadmisibil. Asta destabilizează situația din Republica Moldova. Și criza asta o să ducă la radical realizarea societății. Legea de funcționare a limbilor, că oricum am trecut să discutăm și acest lucru, era o lege care venea să ne împace pe noi, toți cei care locuim pe această palmă de pământ? Domnul Surdu, problema nu este în limbă. Rusă, română, engleză, chineză, problema este în protecția drepturilor fundamentale. Astăzi, alolingvilor li se încalcă drepturile fundamentale. Eu vă dau un simplu exemplu. Eu ei am cu întrebat cerere... eu... dacă era oportun momentul pe care l-ați ales stimate dumneavoastră, domn, formațiunea stimate domnule dumneavoastră. Surdu, dumneavoastră spuneți, de ce Partidul Socialiștilor a votat legea asta? Eu pun altă întrebare, dar de ce unii deputați au contestat legea asta la Curtea Constituțională? Dar de ce Curtea Constituțională a identificat anume dragi acum? Parcă lucrurile se liniștiseră în acest domeniu și parcă... Nu se liniștiseră, cererile de chemare în judecată, depus în limba rusă, nu se primesc în instanță, cetățenii fac petiții... După privire, văd că domnul Sursa nu este de acord cu lucrurile respective, că eu sunt cel care sunt responsabil de implementarea legilor adoptate de către Parlamentul Republicii Moldova pe domeniul justiției. Noi suntem cei responsabili. La noi vin cetățenii și ne spun cu ce probleme domnule Sordu, eu probabil ce eu mai vizat în acest platou, întrucât etnia mea, eu niciodată n-am ascuns acest lucru, eu sunt rus. Și când aud de la domnul Năgăcevski că sunt îngrădit drepturile alolingvilor în Republica Moldova, haideți eu să vă spun așa pe șleau cum s-a discutat, în culoare, cu mai mulți socialiști. Era absolut clar pentru dânsii că legea anticonstituțională. Partea juridică, domnul Năgăcevski acum vorbește ca politician, dar deși trebuia să vorbească ca un jurist. Partea juridică, articolul 13. Limba oficială este limba română. Că alții numesc moldovenească, e altă întrebare. Celelalte limbi, limba rusă și celelalte limbi, se beneficiază de protecția statului. Punctul. Absolut clar că evidențierea la juridică, la orice limbă, cât de frumoasă n-ar fi această limbă, va fi recunoscută neconstituțional. Asta ce ține de aspectul juridic. Acum aspectul real, lingvistic. Nu vreau să vorbesc de politică. Dacă noi să luăm toate republicile fostei Uniunii Sovietice, limba rusă poate mai bine se simte decât în Republica Moldova, în afară de Federația Rusă, doar în Belarus. În rest, în celelalte țări, situația cu totul e alta. Prebaltica, Ucraina, 207 școli cu predare în limba rusă și nu sunt închid școlile după criteriul etnic. Zeci de portaluri, zeci de televiziuni, acces fără blocaj în internet. Nici o problemă. Da, sunt poate anumite momente, aspecte este care se întâmplă intercomunitare, dar iarăși, economia de piață și aici a influențat. Dacă mergem în piață, mergem în magazine, în Chișinău, dacă vrei mai mulți consumatori, faci inscripție în două limbi. Nu există nicio problemă. Și Partidul Socialiștilor a știut foarte bine acest lucru. Ei au speculat, ei au dezbinat societatea, ei s-au gândit la alegeri, ei s-au gândit la un conflict interetnic și, slavă Domnului, că Curtea Constituțională a pus aici punct. Dar noi vedem că tovarășul Dodon nu se liniștește, eu cheamă lumea la baricadă, la proteste, la nu știu ce. 4 ani, iată că noi suntem aruncați înapoi în anii 90-80. 4 ani și ne-au liniștit. Se discuta în română cu Plahotniuc, în rusă cu Iaralov, cu luașele moldovenești, cu valuta americană, cu valuta europeană, internațional era. Prietenie, drujba poporului era.
Acum eu și-o amintit și apropo, legea asta care acum a fost adoptată, ea nu a fost mult timp. Curtea Constituțională câțiva ani în urmă a anulat legea din 89. Caduc legea, că a fost adoptată până la Constituție. Desuită, da. Și noi am trăit normal și nu erau război. Că așa cum ați spus dumneavoastră, s-o liniștit. Da, există o mare problemă. Eu recunosc că aspectul lingvistic, politica lingvistică, este o mare rezervă din partea statului. Nu există un program serios, fundamental, pentru a ca reprezentanții altor națiuni, au limbi, să studieze limba română. Iată, aici este o mare problemă la care noi trebuie să ne gândim. Dar în rest era liniște și pace până Igor Dodon nu a vrut să facă să dăi foc la casă. Domnul deputat, nu ne trebuiește o lege cu privire la funcționarea limbii vorbite pe teritoriul Republicii Moldova? În măsură egală, protecția suplimentară la toate limbile, n-am nicio problemă. Ne trebuiește o asemenea lege sau nu ne trebuiește? Fără că să favorizăm o limbă specială în aceasta. Deci nu ne trebuiește o asemenea lege? Legea care, eu repet încă o dată, o lege cadru pentru legea cadru pentru consolidarea situației cu protecția tuturor limbilor, în afară de limba română. Iată... Și din punctul meu de vedere, prima limbă care trebuie să fie aparată și protejată, limba română. Deci, domnule deputat, prin legea asta s-a stabilit expres că este limba oficială, este limba română, dar depășind situația, iată, acum s-a creat o situație de incertitudine. Care? Și acum este nevoie nu să vă etichetați emoțional și să demonstrați cine strigă mai tare de la tribune. Este important ca voi să vă așezați în Parlamentul Republicii Moldova și transmiteți un semnal consolidat societății pentru a echilibra lucrurile. Asta este înțelepciune politică. Au luat lege vreo 5 ani în urmă. 5 ani nu era certitudinea. Asta a fost în 2018, domnul Slusar, și lucrurile și nu s-au calmat. Și s-a început război civil, la noi au fost conflicte interetnice, la noi sărăcie, miliardul fura. Domnule Slusar, puteți să vă scoateți ochii cât doriți, dar asta doar inflamează societatea. Noi vorbim despre transmiterea mesajelor consolidate. Igor Nicolaeș Dodon stă cu chibrite și aruncă chibrite în foc. Iată, și focul care s-a stins, iată Igor Nicolaeș încearcă asta e specificul politicului din Republica Moldova. Noi identificăm vinovatul în loc să ne învățăm a ne consolida pozițiile pentru a transmite mesaje de calmare domnule a societății. Și asta vă e obligația voastră. Vă invit în discuție. Am văzut că ați încercat de câteva ori. Vă rog, prindeți pauza. Am vrut și privința și la alte subiecte, dar în acest sens vreau să abordăm lucrurile puțin mai serios, dragi colegi. Este o problemă pentru toată lumea. Oricare limbă minoritară. Și limba română este o problemă, pentru că nu este suficient finanțată de către stat să fie însușite de minoritățile sociale. Etnice, cer scuze. Etnice. Dar există și o astfel de regulă. Din păcate, o practică foarte rea. Noi aprobăm legi, noi nu aprobăm și nu alocăm resurse pentru mecanisme și instrumente. Nici o lege, niciodată, nu va produce niciun efect juridic, atât timp cât este lipsită de mecanisme și instrumente. Dacă ar fi fost aprobată o astfel de lege, trebuiau să vină cu un pachet să ne se spună în instituții, câte locuri suplimentare faceți pentru traducători, câți oameni îi pregătiți pentru aceste funcții, ce bugete alocăm pentru aceste funcții, cât ne va costa această sarcină suplimentară pe toată structura statului. Avem și dacă sau nu vorbim, avem bani. Și dacă vorbim despre limba rusă, vorbim despre celelalte limbi. Absolut. Lucrurile acestea nu s-au făcut. Dacă nu s-au făcut acest lucru, înseamnă că, indiferent de intenții, bună, rea, sunt lucruri de mântuială neprofesionale. Haideți să mai fim de acord și cu faptul că, în timp, subiectul limbilor, nefiind pus în prima linie de discuție politică, el cumva nu a generat aceste cerți și aceste conflicte și politice și sociale. Eu cred că noi astăzi avem alte subiecte unde noi avem puncte de vedere comune și care prin eforturi comune le putem rezolva, astfel încât acolo unde avem divergență să le lăsăm puțin deoparte și vom reveni atunci când poate ne maturizăm și ajungem la unele conflicte. Spre exemplu, zilele trecute am fost surprins, mirat și mai numai dat într-un tremur când am aflat că principalele credite care astăzi sunt alocate populației, pentru ce credeți că sunt alocate? Pentru consum. Consumul care consum? Curent. Produse alimentare. Păi asta vorbește despre sărăcie
gravă și mizeria în care noi ne aflăm. Noi vorbim despre lucruri, nu vorbim despre problemele care stau chiar nemijlocit în fața oamenilor, despre noroiul în care îi băgăm pe oameni în fiecare zi, despre sărăcia în care ei intră. Dar noi vorbim despre lucruri care nu încălzește în realitate. Și de ce nu vorbiți, domnule Ciobotari? Păi aici în studio trebuie inclusiv să le discutăm. Trebuie să vorbiți în primul rând în Parlament. Exact. Aici în studio deja... Și în instituțiile statului. Iată, acestea sunt probleme pe care pe noi astăzi ne deranjează. Și care am vrea să întrăm în dezbateri și discuții cu soluții, propuneri și să găsim ieșiri din situații. Din păcate, nu acest lucru se întâmplă. Ceea ce vorbește despre imaturitate și despre interesul strict politic, dar nu cel al cetățeanului. Problema cetățenilor o rezolvă guvernul, în mod cert. Dar un guvern bun este votat de 51 de deputați minim, axați pe rezolvarea problemelor despre care vorbiți dumneavoastră. Din acest considerent este extrem de important de provocată legea anticipată de Ciobotaru. Pentru că noi toți vorbim de 30 de ani, scuzați, acuși, de 30 de ani se vorbește că toți au un interes major pentru problemele societății, și populația în 30 de ani a sărăcit la maxim. Și vă dau perfectă dreptate, când mergem în satele noastre, avem senzația că a trecut războiul ieri. Sau chiar astăzi se întâmplă lucrul ăsta. Și într-adevăr, cel mai mare război care l-avem noi este cu politicieni corupți și cu sărăcia strident absolut, care au alungat, care pe timpul ciumii populația de Republica Moldova avem 1 milion de emigranți. Dar noi trebuie să avem acești 51 de deputați care emană încrederea poporului și care vor vota un guvern care vor rezolva aceste probleme. Dragi colegi, noi am observat în Parlament că atunci când guvernul venea cu proiecte corecte și într-adevăr pentru cetățeni, toate formațiunile politice, indiferent la guvernare, în opoziție, votau. Pentru că guvernul nu venea cu proiecte politice, dar venea cu proiecte pentru oameni și pentru țară. Eu cred că și acum, dacă va fi numit un guvern, care va veni nu cu interesul politic, nu cu promovarea politicii unui partid politic, își va găsi susținerea nu în 51, dar în 100 de deputați. Domnule Ciobotaru, dar noi permanent se spune că vine un guvern tehnocrat și până la urmă în guvern ajunge oricum un guvern politic. Pentru că, din păcate, multe ori aceste guverne sunt numite de majorități parlamentare, poate, care îi impun să urmărească o anumită agendă politică. Iar un guvern care astăzi poate veni cu un mandat care înțelege că este foarte șubret și care înțelege că dacă vine în guvern neavând acea majoritate parlamentară. Sincer, dumneavoastră chiar credeți în că poate exista așa un guvern în Republica Moldova minoritar și nesusținut de parlament? Eu cred tot timpul în bună intenție și eu cred în bunele acțiuni care le pot face oameni la locul potrivit. Eu, de în ce? Calitate de reprezentant al guvernului, la începutul mandatului și am recunoscut public, am făcut câteva greșeli când am modificat legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, care a destabilizat Consiliul Superior al Magistraturii datorită concursul care s-a petrecut deja pe platformă parlamentară și asta politic a fost afectat stabilitatea Consiliului Superior al Magistraturii, cu toate că intenția mea era să stabilizez CSM-ul. Dar depășind asta, eu chiar vreau să întreb care proiecte ale Guvernului Republicii Moldova au fost cu caracter politic în interesul unui sau altui partid. Am promovat agenda de obligații ale noastre internaționale, conform înțelegerilor cu Fondul Monetar Internațional, conform înțelegerilor cu Uniunea Europeană, conform înțelegerilor cu Consiliul Europei. Chiar și aceeași strategie și plan de acțiuni pe domeniul justiției, promovată în consolidare totală și pe intern și pe extern, a fost torpilată la ultima ședință sau penultima ședință a Parlamentului Republicii Moldova, dar din motive electorale. Doar pentru a se face o poză cu, uite, votează partidul ușor cu partidul socialiștilor pentru această strategie, cu toate că, vreau să menționez, președintele Republicii Moldova, înainte de a pleca în Uniunea Europeană, a solicitat informații cu privire la etapa implementării anume a strategiei și a planului de acțiuni ca să raporteze la Bruxelles despre ce întreprindem noi în continuare conform acestei strategii și a planului de acțiuni. Și de altfel și mesajele au răsunat de acolo din partea președintelui, că noi urmează să
luptăm cu corupția, să asigurăm justiție independentă și, trei, să consolidăm instituțiile existente. Adică astea sunt pilonii strategiei și a planului de acțiuni. Noi am făcut tot posibilul, chiar dacă am fost delegați politic, noi ne-am prezentat tehnocrați și eu sunt convins că în Parlamentul Republicii Moldova este posibil de identificat o formulă, o soluție înțeleaptă de identificarea unui consens național, un guvern de criză pentru a depăși lucrurile. Pe colegii dumneavoastră din Parlament, de ce i-ați fotografiat deci atunci când votau împreună? Pentru ca telespectatorii să înțeleagă, poate s-au uitat între timp, guvernul domnului prim-ministru Ion Chicu întotdeauna a avut o majoritate în Parlamentul Republicii Moldova. A fost investit cu voturile Partidului Democrat aproape 30 deputați și 35 de la Partidul Socialiștilor, după care s-a formalizat o majoritate de 52 deputați, inclusiv cu independentul, după care s-a format o altă coaliție neformală cu cei deputații de la Partidul Șor sau Zamaldu pentru Moldova și tot așa. Adică întotdeauna, domnul Negacescu, domnul ministru, acest guvern a avut o majoritate pe care se putea admiza. Chiar dacă ieșeau partidele de opoziție toate din sală, în plen, nu era moment să nu ajungă măcar 51 de deputați pentru a vota acele... Domnul deputat, eu nu spun că ele sunt bune sau rele, dar eu spun că întotdeauna s-a avut o majoritate în Parlament pe care s-a bazat guvernul atunci când și-a promovat legile sale. Domnule deputat, și asta este întrebarea. Ce nu vă permite vouă ca să identificați o formulă de consens în cadrul Parlamentului Republicii Moldova nu pentru mult timp, pentru o lună, două, pentru a debloca situația? Domnul Slusa spunea anterior că matematică nu se găsesc aceste voturi care ar sprijini un guvern. Okay, ați spus sau n-ați spus? În politică se utilizează și matematica, dar se utilizează și chimia. Noi putem vorbi, domnul Slusa, iată aici mare diferență de abordare. Eu nu văd cum noi în Parlament putem să discutăm, să facem, să formalizăm ceva majoritate. Eu n-am ce discuta cu Igor Dodon. Eu n-am ce discuta cu șoriștii, și toți bună parte din ei ce au puțin trebuie șadă la pușcărie. Și sub acest aspect, formarea guvernului în Parlament, eu nu prea de acord cu ideea că minge pe terenul Parlamentului. Formarea Parlamentului în guvern nu este posibil. Noi am spus că, doamnă președinte, dacă vedeți riscul cu acest guvern să mergeți în alegeri. Și eu nu vreau să repet. Dacă vedeți că problema este că noi în câteva luni n-a să avem plăti salariul și cineva politic o să răspundă pentru asta. În situația când bugetul a fost format cu jumătate să fie acoperit din fondurile externe. Deficitul bugetar, cel puțin. Când avem problemă mare cu fermiere, cu pandemia. Dacă dumneavoastră considerați că pe un foarte scurt timp e nevoie de un guvern și acest guvern poate rezolva anumite lucruri punctual, stringente, 1, 2, 3, în termenul foarte scurt, și eu să rămână guvern în exercițiu și cu eu mergem în alegeri, ok. Dacă nu, noi altă formulă nu vedem în acest parlament. Dați mai repede bătaie la declanșarea alegerilor. Și momentul care eu nu înțeleg, sunt ferm convins că doamna Sandu este bine intenționată, dar sincer eu n-am înțeles de ce timp de o lună noi nu ne-am apropiat de alegeri, dar numai cei care au creat acest haos au aprofundat și situația economică... Poate știe domnul Bolea să ne explice că este mai aproape de președinție. Lucrurile bune se fac în timp, ca și vinul bun. 40 zile măcar cel puțin trebuie să scoacă înainte de a fi posibil de băut măcar o gură de vin. Nu beau deloc, dar știu cum trebuie. Deci, atunci când vorbim despre de ce noi nu mergem să discutăm cu nimeni. Ok, noi cunoaștem. Și eu consider că este o găselință pentru a minți oamenii când spui că e un guvern tehnocrat, un guvern apolitic. Nu există așa ceva. Pentru că în Parlamentul Republicii Moldova toți, 101, sunt cu culoare politică deputații. Și cei care au votat guvernul i-au și dat culoarea politică. Și eu vreau ca fiecare guvern următor care va veni să fie unul asumat politic. Eu să știu ce să mă aștept de la el. Că dacă a fost votat și susținut de socialiști, eu știu că este Euroasia, este pro-Rusia, este anti-Uniunea Europeană, anti-România, dacă este unul votat de da, pas, etc., este unul pro-Uniunea Europeană, pro-România, pro-America, pro-dezvoltarea Republicii Moldova, pro-acord de liber schimb, pro-drepturile omului, vorbim despre lucruri total diferite. Acum, cu cine să negociem? Într-un final, cine dă votul, dictează, după asta, noi cunoaștem cu toții politica. Domnul Slusar, dumneavoastră a fost cel care a scris postarea cu Mandronachi, care a susținut guvernul actual și a primit acum ceai ca sanatoriul ăla. Deci astea sunt bonusurile pe care le plătește un guvern
unui deputat care i-a votat. Și acest lucru zilnic se produce. Zilnic se produce. Și viteză cosmică. Sunt de acord. Dar păi dați că după asta va veni un alt guvern, un alt procuror, un alt minister al justiției și o să băgăm la pușcării și o să anulăm toate contractele astea. Sau să vorbim despre ambulanțele astea care sunt portabile, o să o omoare toți moldovenii. Păi cine a votat toată lucrul ăsta? S-a plătit o poliță pentru susținere. Guvernul a închis ochii când ăștia votau la mijlocul nopții și au făcut în mijlocul nopții, au dat foc la toată casa, înțelegeți? Și acum noi ce trebuie să facem? Să ne întoarcem înapoi și spunem că este minunat, salvăm țara. Colegi, noi nu salvăm țara, noi întindem agonia și eu sper foarte mult că văd că s-a început procesul ăsta de negocieri și de discuții, noi vom ajunge la un consens și începând cu săptămâna viitoare se va demara procedura prin care noi începem să numărăm acele 45 zile de la care noi demitem guvernul. Domnule Bună, anterior domnul Cebotar spunea că virgulă, creditele în Republica Moldova se iau pentru consumul zilnic, da? Iată, presa a anunțat că săptămâna trecută s-a scumpit combustibilul, azi am văzut o știre că s-au scumpit medicamentele și foarte, foarte mult. Ce facem? Ce pescuim în aceste ape turbe? Cine își asumă chestia deci, asta? În primul rând, da, cine își asumă scumpirea, de exemplu, a medicamentelor? Politic, cine și-o asumă în cazul respectiv? Păi, pe dumneavoastră vă întrebam eu. Guvernul în demisie nu poate să-și asume. Noi suntem de achitat salariile în situația respectivă, reieșind din condițiile legii. Dumneavoastră credeți că agenții economici de capul lor au scumpit medicamentele? Guvernul Republicii Moldova nu mai este când el nu are competență de plină, el nu are posibilitatea de a-și asuma angajamente politice, el nu are instrumentele necesare. Doar Parlamentul poate să o facă, dar Parlamentul nu are o majoritate clară. Scumpim totul la nesfârșit în această perioadă. În ape tulburi permanent se prinde pește. Asta este regula. Și noi am ajuns în situația dată datorită faptului că la noi se perpetuează criza. Și asta este întrebarea. Cine își asumă problemele cu care se confruntă Republica Moldova, cetățenii Republicii Moldova. Da, noi vrem toți alegeri anticipate. Problema e de altă natură. Cine va stabiliza lucrurile perioada imediat următoare? Vorbeam că suntem într-o perioadă foarte complicată. Suntem în pandemie, iar medicamentele se scumpesc. Cine răspunde de asta? Cine răspunde de asta? Nu știu cine răspunde de asta. Cine astăzi are legitimitate? Cine astăzi reprezintă putere cu competență de pline? Asta sunt două instituții astăzi. Președintele țării, pe de o parte, Parlamentul Republicii Moldova. Numai că în Parlamentul Republicii Moldova nu există majorități, există confruntări și este un gen de blocaj politic. Da, anterior, colegii dumneavoastră spuneau că este o majoritate acolo, cea pe care au fotografiat-o ei. Nu, asta s-a încercat a se provoca din punct de vedere politic și al percepției publică, ce că există o asemenea majoritate. Dar percepția publică asta a fost, să știți. Intenția a fost de a crea o asemenea percepție. Pentru asta eu merg să discrediteze chiar și un document care a fost dezvoltat și elaborat în parteneriat, în colaborare cu partenerii noștri de dezvoltare și pe platforma grupului ad hoc a Consiliului. Pe 16 decembrie noaptea, noi cu PAS am votat tot ce au fost. Dar la mine puteți strigați cât doriți. Degeaba. Asta este situația. Degeaba. Noi suntem guvernul în demisie. Pretențiile sunt la dumneavoastră deja și eu ca cetățean mă adresez către dumneavoastră cu pretenții. De ce lucrurile degradează? Republica parlamentară. Când Parlamentul soluționează problemele? Eu am spus că opinia publică a avut percepția că s-a format acolo o majoritate, dumneavoastră, care ați fost oarecum mai pe centru, mai observator de acolo din Parlament. Cum ați sesizat? S-a format o majoritate acolo sau nu? Indiferent de ce zicem și nu spunem sau refuză să recunoască unii, indiferent de există un acord scris sau nu există un acord scris, majoritatea nu se manifestă prin o singură hârtie și niște semnături. Ea se manifestă prin niște acțiuni sincronizate, concertate, agreate. Spre exemplu, împărțirea de funcții, de comisii, este o acțiune agreată. Atunci când se favorizează un partid pe altul, este o acțiune agreată și se acționează în majoritate. Atunci când unul își susține proiectele de lege la altul, acestea sunt, sigur că, acțiuni coordonate și este o acțiune a unei majorități. Indiferent de acord. Doar că să nu-l supărăm prea tare pe domnul Năgăcevski. Dar supărați, l-am înțeles că reprezintă poporul în această seară. Nu reprezintă pe nimeni. El nu se supără. Trebuie să recunoaștem că majoritatea proiectelor prezentate de guvern au încercat să aibă o tentă cât mai puțin politizată. Și celelalte jocuri erau făcute fie prin amendamente sau proiecte inițiate de către deputați.
Și partea aceasta de adevăr tot trebuie să o separăm de alte lucruri. Haideți să deschidem ușor o altă temă. Două personalități publice din Republica Moldova, și dumneavoastră știți foarte bine, și-au anunțat intenția de a conduce un guvern în Republica Moldova. Este vorba de Vladimir Voronin și Renato Usatăi. Formațiunile dumneavoastră, s-a gândit la cineva? Aveți un candidat, măcar așa, potențial? Domnule Slusar. Eu m-am obligat să mă repet. Eu am spus, în cadrul consultărilor, noi am punctat poziția platformei, da. Noi nu înaintăm candidatura. Prerogativa în situația în care nu există majoritatea parlamentară, prerogativa de a înainta candidatura, și nu doar prerogativa, dar și obligațiunea, conform deciziei Curții Constituționale din 6 august 2020, aparține președintelui țării. Și aici e întrebarea, pe cine înaintează doamna, doar că doleanța noastră a platformei să fie acest lucru făcut mai repede, întrucât eu în mare parte de acord cu ceea ce a spus domnul Bolea, nuanțele noi, există diferență de poziții, dar dacă merge o alegere anticipată, haideți mai repede să mergem. Că noi, o lună noi am pierdut. Și băieți și mecheri foarte bine s-au folosit de acest lucru. Și următorul guvern, dacă noi acum, iată, pornim 45 de zile de la prima nominalizare, o matematică simplă arată că următorul guvern apare în cel mai bun caz undeva la finele lunii iunie sau la începutul lunii iulie. Toată această perioadă, iată, o să îmble fadei și o să spună: noi suntem mici, nu putem nimic, noi suntem așa, nu uitați, noi dăm salariile, dar salariile nu avem cu ce da. Și iată, aceste tărăgăne aduc la aprofundarea haosului. Și acest haos nu este benefic pentru nimeni. Nici pentru doamna președinte, nici pentru partidele de linia pro-europeană. Am înțeles. Dumneavoastră nu votați nici Voronin, nici Usatăi. Nu. Dacă ipotetic ajung. Dacă cumva, eu sper că noi nu ajungem la situația când guvernul, când, iată, parlamentul este deja discreditat. Eu nu cred că mai avem nevoie să fie discreditată și instituția guvernului. Cu toate că a fost ultimul an guvernul al lui Dodon, dar oricum nu trebuie să facem show. Eu cred că chiar dacă formal o să fie înaintată candidatura, de două ori să nu votăm, eu am participat în asemenea exercițiu la finele anului 2015. Noi eram siguri că nu vom fi votați în frunte cu domnul Sturza atunci, când tot era prima tentativă de a provoca alegerile anticipate. Dar a fost o candidatură propusă, miniștrii, candidați în funcție de miniștri care au prezentat partea lor, a fost un program. Noi foarte serios ne-am pregătit pentru acest exercițiu, chiar cum știind foarte bine că n-ați fi votați, pentru că știam că reprezentăm instituția guvernului, dar nu facem circ sau balagan. Și eu sper că noi nu ajungem cu doamna Sandu, că este persoana responsabilă, noi nu ajungem la balagan. Candidaturi. Celelalte formațiuni. Noi la consultările cu doamna Sandu am reiterat poziția noastră că noi nu avem și nimeni nu are absolut certitudinea și nimeni nu poate oferi nicio garanție că în cazul în care acum trecem alegerile parlamentare anticipate, noi vom avea guvern chiar și în luna noiembrie. Și am accentuat necesitatea instituirii unui nou guvern. Noi am menționat că suntem gata să susținem un guvern ambițios, indiferent cât de dificil poate fi un act de guvernare. Și chiar am menționat că în cazul în care doamna președinte va considera necesar, ținând cont de situația complicată în țară, nu avem probleme să propunem candidați pentru funcția de prim-ministru. Bun, o altă variantă. De exemplu, instituirea unui guvern, și astăzi pe rețelele de socializare a apărut o idee. Judecătorul în demisie la Curtea Constituțională, Nicolae Osmochescu, a afirmat că unica soluție pentru declanșarea alegerilor anticipate este să nu fie votate legi în Parlament. 3 luni. Exact. E de lungă durată, da? Nu. Păi de-abia din februarie se începe. Aici e varianta mult mai riscantă și mult mai lungă din punctul nostru de vedere. În primul rând, noi nu știm cum facem calcul la aceste 3 luni. Vacanța parlamentară intră sau nu intră? Sau noi începem calcul de la 1 februarie? Și asta trebuie până la 1 mai.
Și de acolo deja noi la toamna o să avem alegerile. Doi la mână. Chiar și pentru a rectifica bugetul, eu propun că nu știu cum cu guvernul în exercițiu noi o să facem acest lucru, dar pentru a rectifica bugetul și a aloca peste 100 de milioane pentru alegeri anticipate, e nevoie de adoptarea unui act legislativ. Iată, doi la mână. Vine acum motorina, sper eu, din partea României. E nevoie de vamat motorina, discutit de accize și de TVA, 6.000 de tone. Tot e un act legislativ. Și dacă acum noi repede o să vedem, vreo minimum în 10 minute, 10 proiecte de legi foarte stringente o să găsim. Așadar, eu nu cred că această idee, ea e constituțională, ea e plauzibilă, dar ea este mult mai lungă, mai riscantă și mai puțin realizabilă. Da, cu siguranță rămâne numai cea de 45 zile. Atât. Două tentative de vot a guvernului, nenominalizarea unui guvern. Eu am o întrebare. Dacă ambele tentative au rapid, ca să nu treacă 45 zile, tot 3-45 zile. Oricum 45 zile trebuie să. Dar este important să fie înțelegere politică între fracțiunile care chiar își doresc și prin înaintarea candidaturii tot o să fie clar. Eu totuși am un mic element. Deci noi trebuie să facem diferența între votul contextual și votul unei majorități. Noi am avut o serie de proiecte de legi care au fost votate și câte 80 și 90 deputați. Chiar dacă nu exista nicio majoritate. Tot depinde de calitatea legii. Asta în contextul în care se invocă pretenții despre o careva majoritate între Partidul Socialiștilor și Partidul Șor. Dar asta o depășim în ceea ce privește formula cu blocarea activității legislative. Asta ar fi inadmisibil ca noi să blocăm și Parlamentul Republicii Moldova în condițiile în care guvernul deja este blocat. În ceea ce privește desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru, de vreme spun, instituția președintelui este o instituție de putere. Deci în momentul în care tu ai ajuns în această funcție, ai obligația să-ți asumi acele responsabilități politice, chiar cu eventuale riscuri de imagine. Există anumite riscuri de imagine, dar tu trebuie să-ți asumi, să demonstrezi acea maturitate și deja să gestionezi această situație, inclusiv pe platformă parlamentară, prin intermediul fracțiunii care în principiu susține pe doamna președinte, Partidul Acțiune și Solidaritate. Și așteptăm și noi să vedem ce fel de prim-ministru, ce fel de asumare va face doamna președinte, ce fel de candidat va oferi. Va oferi un candidat profesionist sau un candidat, scutătată fiind expresia, taburet, că astăzi deja este noțiunea asta populară. Noi tot vrem să vedem ce e asta, angajare politică, ce e asta, maturitate politică. Eu am impresia, domnule Agacinski, că dumneavoastră știți deja răspunsul, indiferent pe cine ar numi doamna președinte. Nu știu, eu cred că pentru toți este imprevizibil care joc va urma și unde ajunge Republica Moldova. Fiindcă în condițiile de criză permanent lucrurile se schimbă, dacă nu de la zi la alt, atunci de la oră la oră. De aceea aici să faci prea multe strategii pentru o perioadă de lungă este destul de dificil. De aceea noi analizăm și ne facem concluziile, atâta e tot. Sigur că nu aduce anul, ci poate aduce ceasul. Absolut. Ce credeți că se va întâmpla săptămâna viitoare? Este una foarte importantă în politica moldovenească, din punctul meu de vedere. Sunt în expectativă. Chiar mi este interesant, totuși, care poziții va fi abordată. Și vă frecați mâinile, am impresia. Nu, mie mi este interesant. Încă nu frec mâinile. Noi nu am terminat cu agenda de săptămâna asta, fiindcă astăzi a avut loc preselecția judecătorilor Curții Europene. La ora asta s-a cam încheiat agenda acestei săptămâni. Am alte subiecte. Nu, încă am de continuat, mă întorc la serviciu, fiindcă am de pregătit anumite sesizări. Ați obișnuit în ultimul timp cam noapte să lucrați. Și zi și noapte, domnule Surdut. Și zi și noapte. Eu cred că dacă să vorbim la modul serios despre muncă, chiar ar trebui de muncit 24 din 24 pe puțin, ca să putem să remediem problemele care sunt. Săptămâna viitoare Parlamentul va intra în sesiune. Eu sper în prima săptămână, în primele zile să fie birou, după care pentru joi va fi prima ședință. Săptămâna viitoare încă nu. Nici ședință nu va fi pe 4? De la 1 februarie, constituțional. Dar păi nu-i 4. Doar dacă e extraordinară o să fie. Dacă, de exemplu, va fi înaintată candidatura, este motiv să fie convocată ședința extraordinară. Din câte am înțeles și am citit din internet, doamna președinte, la o emisiune, a spus că săptămâna viitoare se va veni cu niște lucruri. Eu sper foarte mult să se lămurească treburile și de săptămâna viitoare viața politică din Republica Moldova să capte niște culori mai de soare, așa un pic, și să înceapă lămurirea situațiilor în sine.
Văd că în Parlament s-au început astăzi, au avut loc, după cât înțeleg eu, niște negocieri între, tot din internet am văzut, s-au întâlnit fracțiunea PAS cu socialiștii reprezentanți, au discutat probabil ceva, să vedem cum se mișcă lucrurile pe marginea acelei declarații politice făcute de PAS în privința nevotării și declanșarea legilor anticipate. Este un semn bun, eu sper foarte mult ca până săptămâna viitoare să meargă, să fie chemați și invitați și ceilalți colegi ca să avem discuții cu toate fracțiunile în final și să stabilim parcursul ăsta normal al lucrurilor ca să intrăm într-o legalitate normală și într-un ritm de lucru absolut normal în Parlament și în ceea ce privește viitorul guvernului și multe, multe alte lucruri. Da. Ce așteptați de la săptămâna viitoare, domnule Sluse? Eu sunt un pic sceptic vis-a-vis de declarația colegilor noștri de la PAS. Nu de atât că este un document necalitativ. Este o bună declarație și probabil că platforma DA, care are poziția aproximativ similară, nu are problemă cu acest document. Doar că acest document nu generează responsabilitatea și consecințele juridice. Eu nu prea înțeleg ce putem noi discuta cu Partidul Socialiștilor pe acest subiect. Adică cu Partidul Socialiștilor eu tot timpul fac delimitarea. Nu a fost acolo Dodon. Voi, probabil că telespectatorii ați văzut că vreo timp de o săptămână Dodon și-a schimbat opinia de 10 ori. Ba, noi nu votăm pentru niciun guvern. Da, poate votăm, dar de ce de partidul? Azi eu iar au ieșit cu 3 scenarii. Tare îi place voi 3 scenarii și niciunul, dar merge tot timpul a patrulea. E un fel de șah politic. Da, un șah care eu și joacă singur cu dânsul și tot timpul pierde. Și iată, în asemenea condiții, această declarație, noi, acest parlament a văzut declarațiile și despre capturarea statului și despre condamnarea traseismului și peste 3 zile acele care au votat și au schimbat fracțiunea. Consecințele juridice, chiar dacă socialiștii votează această declarație, peste 10 minute o să uită. Dar cei de ușor, a doilea minut o să uită. Iată de ce. Eu aștept că săptămâna viitoare, totuși, doamna președinte, o să înainteze candidatura și hârtie de turnisol. Cine își dorește alegerile anticipate pe bune, o să fie votul sau nevotul pentru candidatura prim-ministrului în Parlament. Aproximativ 3 minute până la sfârșitul acestei emisiuni. Haideți câte 45 de secunde pentru concluzii de la dreapta spre stânga. Domnule Cepotăr, vă rog. Concluziile noastre este că trebuie să ne ocupăm de lucrurile cu adevărat importante pentru cetățeni. Problemele cu care ei astăzi cu adevărat se confruntă. Acolo trebuie să găsim soluțiile, acolo trebuie să ne concentrăm efortul. Restul sunt jocuri politice, care nu încălzesc și nici nu răcesc nici bucătăria, nici stomacul și nici dormitorul cetățenilor. Domnule Slusar, e nevoie cât mai urgent de claritate situației politice. În această perioadă și în continuare, încă în câteva luni, băieții șmecheri o să furie ca în codru și rămășițele acestei țări pot fi furate. Și este foarte important că cât mai repede să avem deznunământul la criza politică. Dacă mergem la alegeri anticipate și este poziția această fermă la doamna președinte, mai repede 45 de zile, două tentative și o alegeri anticipate. Mulțumesc, domnule Bolea. Cea mai importantă instituție a statului care se ocupă de rezolvarea problemelor stridente a cetățenilor este Guvernul Republicii Moldova. Dar Guvernul Republicii Moldova trebuie să fie deputat de 51 de deputați, de o calitate deosebită și de acest considerent, alegerile anticipate este unica soluție ca să putem să avem un guvern extraordinar de bun, puternic, care se va ocupa 24 din 24 de soluționarea problemelor sociale a cetățenilor Republicii Moldova. Domnule Năgăcevski. Deci, indiferent de soluția care vor alege deputații în Parlamentul Republicii Moldova împreună cu președintele țării, soluția care va fi acceptată și de către partide și de către cetățenii Republicii Moldova, cea mai bună soluție va fi cea care va fi identificată anume prin dialog politic. Este nevoie de dialog pe platformă parlamentară, în consultări, inclusiv cu președintele țării, dacă vrem să ajungem la o soluție care să fie general acceptată și ca să nu se destabilizeze situația în țară. Iar noi sperăm că noi, televiziunile, mediile, suntem mediatorii acestui dialog politic. Ne așteaptă o săptămână foarte importantă, foarte fierbinte din punct de vedere politic, iar noi la Bună Seara, vinerea viitoare, vă așteptăm să dezbatem cele mai importante momente politice. Bună seara!